municipiul nostru și județul nostru a ajuns subiectul unor știri care nu ne fac cinste, ca să zic așa, și până la urmă sunt aceste știri urmare a unei moșteniri care a fost lăsată de-a lungul timpului. Și aici mă refer la situația de la maternitatea din Râmnicu Vâlcea, unde eu, în calitate de parlamentar, membru al Comisiei de Sănătate Publică, aș dori să intervin legal și normal, astfel încât să putem să găsim soluțiile pentru a face ceva acolo și pentru a schimba situația. După cum știți, în maternitatea din municipiul Râmnicu Vâlcea nu s-au mai făcut investiții de foarte mult timp. Este o secție a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, această obstetrică ginecologie. Am invitat astăzi și vreau să le mulțumesc reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, reprezentantului Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și al Casei de Sănătate, factori implicați direct în ceea ce se întâmplă ca și fenomen medical, atât la nivelul maternității din Râmnicu Vâlcea, dar și la nivelul celorlalte unități spitalicești de stat din județul Vâlcea. Pe lângă secția de obstetrică și ginecologie, autoritățile locale fac eforturi pentru a moderniza și centrul de transfuzii din Râmnicu Vâlcea. Și acolo, iată că avem o situație destul de complicată și destul de gravă, tot legată de dotări. Așa cum am făcut anul trecut prin interpelările pe care le-am adresat ministrul Nicolae Bănicioiu și la Spitalul Județean a fost repartizată o masă de operații nouă-nouță, așa voi face și anul acesta. În urma întâlnirii pe care o vom avea acum, voi face interpelările pe procedură parlamentară legate de situația de la maternitate și de la Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea și totodată îi anunț pe vâlceni că din informațiile pe care le am, săptămâna viitoare vom avea și certitudinea, se pare că tomograful la Spitalul Județean este aprobat ca și investiție, urmând ca și Consiliul Județean să-și respecte jumătate din angajament.